Așa deci, dar cum ai vrut? Știi, Mircea, știi? Prietenia noastră s-a încheiat aici. Mai mult să nu mă mai suni. Bine, atunci îți șterg numărul tău din telefonul meu. Așa, Mircea, un simplu joc ne va despărți pentru totdeauna. De fapt, este vina ta. Nici nu vrea să recunoască greșeala lui. Mereu îmi pune regulile sale. Chiar n-o să mai fim prieteni. Exagerat. Eu sunt prieten cu Melissa chiar din copilărie. Melissa! Ah, e mami. Da, mami. Stau pe pat acasă și mă plictisesc. Mi-a făcut toate temele. Ok, pa, pa. Dar de ce stau așa de trist? Când pot să-mi comand un robot prieten de pe internet. Le trimit o poză cu Melissa, dar ei îmi vom face un robot identic cu ea. Procurat. Oho, așa de repede? Wow, a ajuns! Roboțelul meu! Să te iau în casă! Comandă, instrucțiune și un încărcător. Wow! Dar să-i scot cutia? Prima trebuie să mă uit în instrucțiune să văd ce trebuie să fac. La început trebuie să-i pun păpușii bateria. Iată și bateria! Și unde să o pun? Probabil aici. Dar de ce nu funcționează? Unde e instrucțiunea? Uite aici. Bateria am pus-o,
Trebuie să-i pun și încărcătorul. Iată-l, să-l conectez. Dar unde să-i bag încărcătorul? Aici! Acum să așteptăm până se va încărca. Gata, este încărcat. Oricum nu merge. Telecomanda. Eu sunt robot Melissa. Sunt prietena ta. Super! Și asta e tot? Hei, alo! Să iau de la început. Salut! Sunt Melissa, prietena ta. Numai asta poți să faci? Am uitat! În cutie mai era o instrucțiune. Să văd ce fac acelelalte butoane. Aha! Instrucțiunea. Să văd. Înainte. Iar acum înapoi. Iar acum la dreapta. Iar acum înainte. Dar ce-i cu butonul acesta? Și așa poți face! Dar stai, aici scrie că este și regim autonom. Aici era! Eu sunt robotul tău și îți voi îndeplini toate sarcinile tale. Așa e mai bine. Hai să vedem. La stânga. Stop! Acum la dreapta. Wow! Parcă este adevăratul. Super! Acum am o prietenă robot. Dar ce mai poți face? Eu pot tot. Super! Atunci să ne jucăm în domino. Bine, mă duc să aduc. Domino identificat. E rândul tău. Da, desigur. Nu am. Este. Știi, eu deja m-am plictisit. Poate vrei să asculți muzică? Dar ce? Este posibil? Simplu! Ce fain! Nici nu știam că ai difuzoare! Da, iată aici! Cineva a sunat la ușă! Stai aici! Dacă te întreabă, tu ești Melissa! Da!
Am înțeles, prietene. Oh, salut, Luminița! Salut! Ce faci? Mă joc cu Melisa. Cu Melisa? Hai să mă joc și eu! Unde e ea? Oh, salut, Melisa! Salut, prietena prietenului meu! Eu sunt Melisa, prietena lui Mircea. Ce-i cu Melisa astăzi? Totul este ok cu ea. N-am văzut nimic straniu. Sau te-ai îmbolnăvit, Melisa? Da nu, stai liniștită. Ea glumește. Da, Melisa glumește. Ha, ha, ha. Melisa, ajunge atâta glumă! Hai mai bine să bem un ceai! Dar eu aș vrea un suc, afară este atât de cald! Scuze, dar eu n-am suc, am doar ceai! Nu-ți face griji! Melisa va prepara un suc! Dar tu poți? Ai din ce? Melisa poate tot! Ceva. Hai să bem suc! De care suc este aici? De strugure. Bravo, Melisa! Ți-a reușit trucul! Acesta a fost un truc! Bravo, Melisa! Și cum l-ai făcut? Știi ce? Hai să nu scotem toate secretele lui Melisa. Mai bine să bem sucul. Mulțumesc! Dar e cald! Da, este puțin. Melisa, adă-te, rog, gheață! Ce-ai făcut? Eu așa ceva nu beau. Iar ție, Mircea, un cup de gheață sau două? Melisa, eu zic pentru astăzi ajunge cu trucurile. Sigur nu beau asta. Drog, Luminița, scuză-mă, e așa mi este incomod. Melisa nu a vrut. Voi ce, ați hotărât astăzi să glumiți pe seama mea? Dar vrei pizza? Din aia cu cașcaval care îți place ție. Iarăși cu glumele. Melisa se va duce după pizza ca să ne treacă supărarea. Melisa, te duci să cumperi pizza? Desigur, bunul meu prieten. Pentru tine fac orice. Conectăm super viteza. Eu zic până vine Melisa, reușim să privim câteva vloguri. Hai! Ce
N-am înțeles. Așa de rapid? Nu, probabil a făcut de mai mult comandă. Și acum a ajuns. Da, totul pare ciudat astăzi. Dar știi ce? Hai mai bine să mâncăm pizza. Hai. Melissa, dar tu de ce nu stai la masă? Să mănânci pizza cu noi. Nu, eu nu mănânc pizza. Dar de când asta? Pur și simplu, Melissa este la dietă. Bine. Dar ce e asta? Telecomandă? Ai un joc nou deja? Ce butoane interesante! Și un robot aici pe mijloc! Super! Vai, și așa poți! Nu mai apăsa atâta, o vei strica. Dar ce? Este robot ca să se defecteze? Da, este un robot, l-am procurat de pe internet. Dar pare atât de reală. Da, Melissa este robot. Știi, Mircea, eu m-am gândit că eu n-am avut dreptate. Salut! Eu sunt Melissa, prietena lui Mircea. Hai să fim prietene! Ce-i asta? Salut, Melissa! Voi ce, vă bateți joc? Ce se întâmplă aici?